Vreți să spun câteva cuvinte acum și dacă vom aplica de ușa acum. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt foarte onorat să reprezint aici Consulatul General România Hârșeț. Vă transmit salutul cordial al domnului Consiliului de Dejunul. Din păcate, domnia sa nu a putut din cauza unor obligații profesionale de ultimul moment să participe. Este, într-adevăr, astăzi o manifestare culturală de înaltă ținută realizată de Casa de Presă și Editură Libertatea. Și chiar venind cu mașina aici, de la Vârșesc către Pancevo, mă gândeam să adresez felicitări celui care a avut ideea inspirată să programeze un tronson al Congresului care se desfășoară la Timișoara, Congresul Istoriei Presei, Congresul Internațional al Presei, aici la Vârșeț, chiar în sediul Casei de Presă, la Pancevo, da? Unde, în fine, este practic instituția culturală cea mai reprezentativă a regiunilor din Voievodina. Și aici, în Voievodina, unde s-a scris de-a lungul vremii românește, au existat opere inclusiv politice de mare calitate. Domnul academician a amintit pe câțiva dintre exponenții literaturii române de aici. Aș adăuga pe misiunea dumneavoastră și faptul că în prezentul de față există 6 membri ai unii scriitorilor din România de aici, din Voievodina. Unii dintre ei sunt în sală alături de noi. Am ascultat cu mare interes expunerea dintre academician. Practic, dânsul a realizat o lucrare monumentală. Ne-a pus în temă, în fine, poate pe cei mai puțin familiarizați cu, în fine, a realizat o analiză a poeziei românești după anul 1945. Este un an semnificativ, un an de cotitură, dacă vreți, din multe puncte de vedere. Nu știu exact în ce an se finalizează lucrarea dânsului, dar... 2015. Da, amintați mai devreme faptul că presa studențească a prezentat o premieră pentru afirmarea valorilor literare, valorilor scriitoricești. Vă felicit pentru faptul că ați menținut revista Equinox. În fine, ea apare și astăzi, înțeleg, mi-aduc aminte o altă revistă reprezentativă pentru o studențească, cu vorba de viață studențească, din păcate nu mai apare. Și Amfiteatrul. Da, și Amfiteatrul, de fapt, era componenta teatrului literar al vieții studențești. Sunt convins că discuția este și dezbaterea care vor urma, în fine, ne vor îmbogăți cultural și spiritual pe noi toți aici și mă aștept și eu cu nerăbdare și cu interes de rulare. Mulțumesc! Vreau să vă mărturisesc că Ileana din Timișoara Academiei Române are o colaborare scumpă bună și un parteneriat în acest sens cu Consulatul General Românilor din Ungaria, de la Gyula, din Ungaria. Poate că în acest context depinde și cu dumneavoastră un parteneriat pentru a dezvolta numele culturii și cercetării în această parte de țară care se cheamă Palatul de Vest. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Ne onorează. Cumva sunt familiarizat și cu aspectul din primărie, fiindcă la începutul carierei mele în Ministerul de Externe m-am ocupat de acest domeniu al românilor din comunității istorice. Știu că și acolo există eforturi pentru prezervarea limbii și culturii române. Din păcate, numărul românilor din Ungaria este destul de mic. Din fericire, aici, în Voievodina, numărul este ceva mai mare. Și, practic, posibilitățile de colaborare sunt mai mari și mai variate, și spun. Așa că așteptăm cu interes, în fine, inițiativele noastre și în măsura în care
putem contribui la materializarea lor, vom face cu angajamentul și proces. Mulțumesc. Colega a fost Maria Micle, care a vorbit de la Universitatea Doresc de Timișoara. Vreau să spun, ca să rămânem în acea spirit al debatului de ieri, vă întreb și vă propun, dacă aveți întrebări pentru domnul academician. Bună ziua, mă numesc Constanța Silvia Hărceagă, sunt membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Valeriu Branișe din Timișoara. Și pentru că vorbeați de săptămâna în Libertatea, despre viitorul lui și despre numărul de cititori, vreau să vă spun că dumneavoastră știți foarte bine că aveți un număr de cititori și la Timișoara, pentru că ați trimis revista Libertatea la sediul UZFR și noi cu drag o primim, vă mulțumim de fiecare dată și nu numai membrii UZFR o citesc, dar și Cenacul Literar, seniorii, sunt foarte interesați de revista, pentru că am găsit în ziar materiale care sunt pe gustul tuturor cititorilor. Eu, de exemplu, despre istorie, vă apreciez foarte mult materialele care au tematică istorică și literară, iar alții, bineînțeles, în funcție de gusturi. E adevărat, acum nu am mai primit revista, cred că din iunie, ziarul, pardon, dar acum a fost și vacanță, am început activitățile acum din septembrie, deci dacă puteți în continuare să trimiteți,